Comisarul European pentru Afaceri Interne a declarat că Uniunea Europeană trebuie să-i primească pe afganii care fac obiectul unei amenințări imediate odată cu venirea la putere a talibanilor. De asemenea, statele membre vor trebui să accelereze operațiunile de preluare a refugiaților pe teritoriile lor. Uniunea Europeană are responsabilitatea de a accepta refugiați afgani și nu poate lăsa persoane care au lucrat pentru blocul comunitar în Afganistan să se confrunte cu răzbunarea talibanilor, a declarat președintele Parlamentului European. Până la urmă, cum să spun, nici nu poți să te opui, pentru că se pare că există în legislația asta posibil așa ceva. Dar o să se complice situația și pentru noi până la urmă. Deci mă gândesc că nu o să rămână pe aici, că vedem cum e, ce se întâmplă cu situația economică. Deci prea doar așa de tranzit. De când au preluat controlul asupra Afganistanului pe fondul retragerii forțelor internaționale conduse de SUA, talibanii au declarat că vor pace, că nu se vor răzbuna pe foștii lor inamici și că vor respecta drepturile femeilor din cadrul legii islamice. Uniunea Europeană, de fapt, noi românii, noi primim decât ordine. Deci noi avem îndatoriri, dar drepturi nu avem. Ce zic ăia, noi executăm, fără comentarii. Pentru că așa e și conducerea. Pe când un conducător, cu adevărat conducător, cum este la vecinul nostru, la Orban de la Unguri, i-a spus-o clar și răspicat, nu primesc niciun fel de azilant pe teritoriul meu. Ăștia, dacă îi primești, trebuie să le asiguri cazare, masă, tot. Că ea nu știu să facă nimic. Unde să-i pui să muncească? Ce să muncească? Nu mai avem șantiere, nu mai avem nimic. Nu știu cu ce o ține și pe oamenii ăștia, că trebuie să le asiguri. Să le asiguri cât de cât un trai, cât se poate, la minimum măcar. Că nici ei pe acolo nu o duc mai bine. Că nici eu nu știu cu ce o trăi oamenii pe acolo. Deci asta este problema. Deci suntem obligați. Însă mulți afgani sunt sceptici față de promisiunile talibanilor. De aceea, mii de persoane încearcă cu disperare să părăsească țara. Printre cei care își caută salvarea sunt și afgani ce au sprijinit forțele americane de-a lungul ultimelor două decenii.